Bună ziua și bine v-am regăsit la o ediție specială a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Alături de mine am onoarea să-l prezint pe domnul Mircea Geoană, secretar adjunct al NATO. Bine ați venit la Ploiești, domnule Geoană. Mare bucurie să revin la Ploiești. Ați participat astăzi la deschiderea oficială a cursurilor UPG Ploiești. Vreau să vă întreb cum vi s-a părut universitatea, cum vi s-a părut întâlnirea cu profesorii și mai ales cu studenții. Bănuiesc că atunci când vine secretarul adjunct al NATO la Ploiești, e un eveniment. Cum vi s-a părut atmosfera? Nu sunt prima oară la petrol și gaze, petrol-gaze acum. Am venit de multe ori și am lucrat și cu Institutul ASPA în România, am făcut multe ediții de teme pe energie împreună. Merg în universități în țară și în străinătate foarte, foarte mult. Unul pentru că îmi place, energia celor tineri și universitățile sunt niște temple de cunoaștere și de investiții în generațiile care vin. Dar în mod particular aici, la Ploiești, pentru că subiectul energiei și a tranziției ecologice, tranziției energetice, este unul subiect cele mai importante la nivel internațional. Și pentru noi la NATO, securitate energetică, schimbări climatice și securitate. Și de aceea am venit, unul, ca să mă încarc cu energie și plec încărcat cu energie și, doi, să încerc să transmit un mesaj de încurajare pentru un loc de elită al mediului academic, universitar românesc și internațional, să îmbrățișeze schimbarea, să nu îi fie frică de ea. Pentru că ea oricum vine. Și dacă ești lucid cu privire la ceea ce va să vină, poți să fii mai bine pregătit. Există talent suficient de mult aici, există experiență, există dinamism, vitalitate pentru a putea... Le-am făcut și o propunere să schimbe denumirea în UPG TV, nu televiziune, ci UPG Tehnologiile Verzi sau Tehnologiile Viitorului, pentru a da un semnal din start că învățăm ceea ce trebuie să învățăm, dar ne și pregătim pentru un viitor transformat. Interesant. Ajungem la, vrem nu vrem, la ceea ce se întâmplă la granițele României. Avem un război la granița României, nu putem nega lucrul acesta. Și vreau să vă întreb în perspectiva ultimelor evenimente cu acele drone, bucăți de drone căzute inclusiv pe teritoriul României și mesajele RoAlert mai nou transmise românilor care locuiesc în Galați, Tulcea, zonele, să spunem așa, de la granița cu Ucraina. Dacă NATO își menține ferm atitudinea în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru România. Am spus-o și o repet. Nu sunt motive de îngrijorare cu privire la securitatea națională a României. Suntem în NATO, ne luăm măsuri de protecție. Asta nu înseamnă că nu pot să apară incidente. Și este, într-adevăr, o zonă foarte sensibilă. Zona de graniță cu Ucraina, rușii, în mod clar, distrug vara infrastructura de alimente și iarna pe cea energetică. Și o să facă și iarna viitoare la fel. O să-i bombardeze pe ucranieni în tot ce înseamnă sistem energetic. E un lucru care știm că se întâmplă și încercăm să-i ajutăm cu sisteme. Poate că este un... E și un element poate și pozitiv în chestiunea asta, pentru că este clar că va trebui să investim mai mult în acea zonă. Facem acest lucru. Avem planuri de apărare de ultimă generație. Aliații noștri români sunt în permanent contact cu noi în a desena soluții specifice pentru Marea Neagră. Iată, Dunărea redevine foarte importantă, poate dintr-un motiv mai tragic, dar trebuie să spunem că Dunărea rămăsese într-un fel de cont de umbră. Tot vorbeam de Coridorul 7 European Dunărea, iată că acum redevine un lucru important. Deci știu pentru ce înseamnă să auzi sirene sau să auzi zgomot de drone sau de bombe căzând la câteva sute de metri de casa ta. Știu acest lucru și sunt extrem îngrijorat de această dimensiune, dar risc ca România să intre în război, ca rușii să ne atace în mod deliberat, nu există. Și asta este un lucru foarte bun. Suntem în NATO și acest lucru contează. Cum credeți că au reacționat autoritățile române atunci când, iată, bucăți de drone rusești, nu cred că mai există vreo îndoială în ceea ce privește originea acestor drone, au căzit totuși pe teritoriul românesc? Au fost câteva bâlbe, să spunem, în ceea ce privește modul în care au informat opinia publică. Cum vedeți, să spunem, comunicarea autorităților către populație? Vrem, nu vrem? Asta este problema autorităților fiecărui stat aliat, inclusiv aici în România. În relația cu noi au fost foarte profesioniști. Din prima secundă am schimbat informații, canalele militare au funcționat perfect, cele de intelligence au funcționat foarte bine, cele politice au mers foarte bine. Nu pot comenta în ce condiții și din ce motive se comunică sau nu se comunică ceva sau altceva, nu-i problema mea,
Dar din punct de vedere al relației între România și NATO, în cadrul NATO, lucrurile merg foarte, foarte bine. E un aliat respectat, un aliat influent, își face treaba, avem o relație impecabilă cu generalul Petrescu și militarii noștri, avem o relație foarte bună la nivel politic. Ambasadorul Dan Niculaescu, ambasador României la NATO, a făcut o treabă extraordinară, alertând aliații, informând aceste lucruri. Deci, comunicarea internă e un lucru, ce se întâmplă instituțional e altceva și acolo lucrurile merg foarte bine. Ucraina, prin reprezentanții militari, a transmis acest mesaj îngrijorător din punctul meu de vedere, și anume că spațiul aerian românesc ar putea fi folosit, dacă nu a și fost folosit deja, de către Rusia pentru a ataca Ucraina. Cum vedeți dumneavoastră situația asta, sau mai clar, România poate doborî dronele rusești în momentul în care îi se încalcă teritoriul aerian? Este o chestiune care, evident, e o chestiune de decizie politico-militară. Noi apărăm teritoriul, inclusiv spațiul aerian al țărilor aliate, lucrăm cu fiecare aliat în parte. Zona Mării Negre este mai sensibilă, trebuie să recunoaștem acest lucru. Pentru că ea nu este o mare, să zic, cu aceleași caracteristici ca Marea Baltică sau Marea Mediterană sau Oceanul Atlantic. Și de aceea trebuie să luăm măsuri și luăm măsuri specifice pentru zona Mării Negre. Asta înseamnă, evident, sisteme de apărare antirachetă cât mai performante. Asta înseamnă și senzori, înseamnă și activitate submarină mai intensă, înseamnă și sateliți, înseamnă și cyber. Nu pot să intru în detalii pentru că sunt sensibile, dar vreau să vă spun că nu este niciun fel de preocupare ca spațiul aerian românesc sau teritoriul românesc sau noi să fim antrenați într-un conflict mai mare decât noi. Pentru că noi la NATO facem două lucruri în același timp. Ajutăm Ucraina, pentru că trebuie să ajutați, pentru că altfel înseamnă că Rusia izbândește într-un război atroce și cu multe ramificații. Dar doi, veghem să nu escaladăm acest război foarte păcătos deja într-un război între NATO și Federația Rusă. Și acest lucru facem foarte bine. Secretarul General Stoltenberg, eu, echipa noastră, facem acest lucru foarte bine. Deci aș da un mesaj de calm, de încredere și de metodă, pentru că e clar că trebuie să investim mai mult în protejarea spațiului nostru aerian și acest lucru se întâmplă de o manieră susținută. Ați spus un lucru foarte, foarte interesant și aș vrea să revenim puțin asupra lui, și anume că Rusia nu va îndrăzni să atace o țară membră NATO, așa cum este România. În cazul în care se va întâmpla lucru care evident este de nedorit, are România umbrela NATO atât de bună încât să respingă orice atac din partea unui stat agresor, în speță Rusia? Acum, când vorbim noi. Rusia a devenit agresivă și imprevizibilă și noi ne adaptăm acestei noi realități. De aceea, la Vilnius, liderii noștri au aprobat o nouă generație de planuri de apărare și descurajare în Europa. Cum n-a fost niciodată. E cea mai mare transformare a modului în care facem apărare a teritoriului aliat în ultimii 50 de ani. Este masivă transformarea. Și evident, acolo sunt planuri militare foarte detaliate pentru fiecare circumstanță care poate să apară. De la scenariu de pace, la scenariu de tensiune, de conflict. Ce spunem noi, și un lucru pe care vreau să-l reconfirm, că nu vedem o intenție strategică, deliberată din partea Rusiei, de a se lua de piept cu un colos atât de mare cum este NATO. Suntem o forță colosală. Asta nu înseamnă că Federația Rusă nu va încerca în continuare să folosească arme de război hibrid împotriva noastră. Dezinformare, atacuri cibernetice, fake news, cum se întâmplă în Republica Moldova, instigare la procese nedemocratice. Deci noi trebuie să facem o distinție, și o facem la NATO, între ceea ce înseamnă invocarea articolului 5, care funcționează și este real. Și rușii știu că este real. Dar și alte elemente care fac parte din această confruntare și care încearcă să meargă pe sub firul ierbii, vor să meargă pe dedesubt, să ne submineze încrederea în democrație, să încerce să ne submineze unitatea în cadrul NATO, să încurajeze curente eurosceptice. De aceea trebuie să fim foarte atenți că această dimensiune de apărare nu este o chestiune pur militară, este o chestiune de societate, un fel de reziliență de societate. Și sunt convins că și România și țările din NATO știu acest lucru și lucrăm împreună cu toți aliații. Putem asista la o suplimentare a forțelor NATO pe teritoriul României în condițiile în care se pare, din păcate, că războiul Rusiei pe care îl duce împotriva Ucrainei se prelungește? Aceste planuri militare de nouă generație implică foarte multe lucruri. Astăzi avem 5.000 de trupe aliate pe teritoriul României în timp ce vorbim. 5.000 de oameni. Bilateral cu americanii, grupul de luptă de la Cincu condus de Franța, și vreau să mulțumesc acestor aliați importanți ai României și din cadrul NATO pentru acest lucru. Multe alte națiuni sunt prezente la noi. Comandamentul pentru Sud-Est de la Sibiu, la Craiova e o brigadă pentru Sud-Est. Se întâmplă foarte multe lucruri în acest timp.
Deci, noi în clipa de față avem aprobate aceste planuri de apărare. Aceste planuri de apărare implică și alocarea de resurse, de forțe militare, de echipamente militare, de lucruri multidomeniu, spațiu, cibernetic, aerian, naval, terestru. Și de aceea, funcție de nevoi, e posibil să fie prezență mai mare. Noi exersăm deja și aliatul francez în România exersează acest grup de luptă să fie crescut la nivel de brigadă. De exemplu, în Lituania, Germania, care este națiunea cadru, cum e Franța la noi, își duce acolo o brigadă întreagă și o staționează în Lituania. La noi, italienii conduc în Bulgaria, cehii conduc în Slovacia, britanicii conduc în Estonia, canadienii conduc în Letonia. Deci putem, oricând să avem trupe mai multe, nu cred că atât de mult cantitatea este importantă, cât mai degrabă calitatea și interdisciplinaritatea acestor forțe. Deci, încă o dată, România este perfect protejată, pot apărea mici incidente, sunt neplăcute, creează nervozitate, înțeleg acest lucru, știu acest lucru, dar pe fond, lumea trebuie să-și vadă liniștită de treabă, țara este în siguranță, putem să ne vedem de viața noastră, de universități, de media, de familii, de ce avem de făcut, pentru că suntem sub umbrela NATO și este autentic și funcțional. Domnule Geană, ultimă întrebare, nu putem să ignorăm contextul, mă rog, faptul că la anul vom avea 4 rânduri de alegeri și se pare că nu se va întâmpla o comasare lor. Înseamnă că democrația funcționează. Exact, exact. O să vă întreb o întrebare care cred că este pe buzele tuturor, inclusiv celor care ne urmăresc. Ați luat o decizie în privința unei candidaturi la președinția României? O spun și aici la dumneavoastră și o spun oricând sunt întrebat. Sunt flatat de această întrebare, sunt măgulit. Am un job de făcut la NATO și sunt extrem de hotărât să-mi duc mandatul la bun sfârșit fără să încurcăm borcanele. Deci cât timp dumneavoastră veți nu avea voi face nicio, job la NATO? Nu voi lua o decizie, nu voi face nici anunț oficial pentru că mi se pare că ar fi lipsit de etică profesională. Dau tot cea mai bună acestei alianțe, fac o echipă extraordinară cu secretarul general Stoltenberg, ne ducem mandatele până la capăt fiecare dintre noi, iar după aceea o să revin în emisiune și o să continuăm această conversație. Nu încheiem înainte să reformulez. În cazul în care veți accepta sau veți face acest demers și anume veți depune candidatura la președinția României, o veți face ca independent sau din partea unui partid politic? Am învățat de mulți, mulți ani de zile în viață să nu lucrez pe ipoteze, oricât de seducătoare ar putea părea în întrebare. Deci rămânem la decizia pe care am luat-o, am un job la NATO, este important, e un moment extraordinar de complex, e nevoie de toată atenția și priceperea mea și o dau tot ce știu mai bun acestei organizații, care iată ne prezează și pe noi ca români, iar timp pentru decizii cu privire la viitor, avem tot timpul să luăm în cursul anului viitor. Domnule Geană, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și vă doresc succes! Mulțumim mult! La revedere!